Deci am ajuns acum, în spatele meu este un bordel. Din păcate nu putem să intrăm. Ziceam acum că this is Hong Kong in a nutshell. Deci ai în fața clădirii ăsteia, frate, un Porsche, nici măcar nu știu ce Porsche. China se implică mult în imaginea pe care o are aici în Hong Kong și mai ales în imaginea Hong Kongului. Sunt foarte mulți oameni care locuiesc în Hong Kong și care după 2019 au posibilitatea să ia high speed train-ul. E ce face momentul în care vin foarte mulți oameni să muncească, trebuie să găsești unde să le construiești apartamente. Și de atunci, uitați, 5300 de dolari hongkonghezi de ăștia la 11 metri pătrați. Asta este o subdivided house unit. Ziceam acum că, domne, și în Londra și în New York sunt prețuri mari, dar bă, uitați-vă cum arată asta. Deci asta e 1.000.000 de dolari, frate. Cum v-am spus, nu vreau să apară și o să respect chestia asta, o să vă explic. Pendelete, de ce? Yes. So, for the permanent residence, when you apply, normally you wait 3 years. Însumează aproximativ around 30%, you said, no? Around 30% of the whole GDP. 33. Not 30, GDP, income. The income. 30%, 33% of the whole income. Okay. Wow. Mamă. Deci așa arată. It looks like a prison. Dragi prieteni, acum ne aflăm în Mong Kok. Acesta este cartierul gangsterilor din Hong Kong. Iar în acest video o să ne ocupăm de The Dark Side of Hong Kong. O să vedem o grămadă de chestii foarte interesante. Am un ghid cool cu mine, doar că din păcate nu vrea să apară în video pentru că este frică, le este teamă să arate lucrurile pe care o să le vedeți în acest clip și m-a rugat să nu îl filmez. Deci, da, aceasta este stația de metro, exact acum am ajuns. Și aici, de exemplu, mi-a spus, puteți vedea acolo în față, sunt prețurile pentru prostituate. Cât câștigă o prostituată aici în Hong Kong, dacă vă vine să credeți? Deci acolo undeva la 100.000 de Hong Kong dollars, care asta, dacă nu mă înșel, sunt undeva la vreo 12-13.000 de euro. Doar că este camuflată treaba asta. Nu se spune că ele sunt prostituate, ci sunt acompaniante pentru cei care vor să vină aici să facă karaoke, frate. Deci suntem acum pe strada Goldfish, se numește, și îmi povestea ghidul nostru că uitați-vă magazinul ăsta pe care îl vedem aici în față, Little Boss, a fost vândut cu 70 de milioane de dolari hongkonghezi, adică 10 milioane de dolari. 10 milioane de dolari, are undeva la interior la 350 de metri pătrați, dacă vă vine să credeți. În spatele meu, tot așa, nu prea am voie să filmez în zona asta, sunt peștișorii aurii și mi-a explicat băiatul ăsta că peștișorii ăștia pe care îi vedeți acolo, să vă pun acum câteva imagini, supraviețuiesc doar 48 de ore în pungii respective, după care sunt aruncați în gaurea de canalizare de acolo și ei nu vor să filmez chestia asta pentru că poate filmez o de aia la ziar și cine știe ce se întâmplă. Un pește aici pe care să-l iei, un fel de daily sugars, te costă undeva la vreo 4 dolari. Și îmi spunea că oamenii au renunțat să vândă peștișori deoarece, evident, nu își pot plăti chiriile absolut absurde. Hai să vedem, de exemplu, cât costă parcarea. Vedeți, aici filmăs o parcare și asta este un parking meter. 2 dolari pe 15 minute. E, how much does it? 4500. This is 700 dollars. $600. Deci 600 de dolari pe lună ca să parchezi mașina, frate. Ghidul nostru Andy acum s-a dus până la toaletă și voiam să spun câteva cuvinte despre tot turul ăsta. Este singurul din Hong Kong care îți oferă așa o altă viziune asupra țării și în momentul în care am vorbit cu șeful lui și am spus că vreau să și filmez, mi-a zis, băi, din păcate nu se poate pentru că până în 2020 se putea filma, nu era nicio problemă, dar acum
pentru că s-au schimbat foarte, foarte mult lucrurile și pentru că China se implică mult în imaginea pe care o are aici în Hong Kong și mai ales în imaginea Hong Kongului. Deci că, băi, nu se poate pentru că ne este teamă de lucrurile care ni se pot întâmpla. Iar acum voiam să vă arăt o chestie foarte interesantă. Suntem acum într-un parc public și mi-a explicat că, vedeți, băncile astea sunt făcute așa cu separatoarele astea, astfel încât oamenii străzii, homeless-ii, să nu poată dormi, să nu se poată odihni. Pentru că suntem extrem de aproape de Shenzhen, sunt foarte mulți oameni care locuiesc în Hong Kong și care după 2019 au posibilitatea să ia high-speed train-ul din Hong Kong către Shenzhen, aproximativ 25 de minute, la care se mai adaugă vreo 30-35 de minute la immigration, și sunt oameni care pierd o oră pe zi, o oră la dus, o oră la întors, ca să vină să lucreze în Hong Kong, dar să părească chirile din Shenzhen, care sunt la vreo 35% față de Hong Kong. Și mă gândeam că, bă, să pierzi o oră ca să treci dintr-o parte în alta, nu e chiar atât de mult. Pana mea, în București, dacă stai în militar și lucrezi în Pantelimon, faci mai mult de o oră până la muncă în timpul de dimineață și cred că faci o oră jumate pe seară. Deci nu mi se pare chiar atât de rău. O altă curiozitate interesantă aici în Hong Kong este că ăștia își fac toate, cum îi chemă, fațadele astea, în momentul în care construiesc din bambu, dacă vă vine să credeți. Și nu e o treabă din cauza sărăciei, ci băiatul ne-a explicat, pentru că el de profesie este inginer civil, că este o metodă extrem, extrem de bună și că un lucrător, un muncitor câștigă undeva la vreo $2000 hongkongezi pe zi, adică aproximativ $150 pe zi. So this is two different generations. This is after World War II and this before World War II. So... Iar acum, dragi prieteni, ajungem la partea interesantă. Uitați-vă la aceste două clădiri, de exemplu. Uitați-vă la clădirea asta și la clădirea de aici. Asta este clădire de dinaintea cerul de al doilea război mondial, iar aici sunt clădirile ce au fost construite după 1949. Ce s-a întâmplat în 1949, dragi prieteni? Când a venit Partidul Comunist la putere în China, oamenii au fugit din China de frica Partidului Comunist, evident, și din 600.000 de oameni cât avea Hong Kong atunci, dintr-o dată, mai puțin de 4 ani de zile, până în 1954, au venit, dacă vine să credeți, 1,5 milioane de oameni. Din acești 1,5 milioane de oameni, marea majoritate, evident, chinezi, aproximativ 5% erau businessmen, iar marea majoritate erau oameni care veniseră aici să muncească. E, ce faci în momentul în care vin foarte mulți oameni să muncească? Trebuie să găsești unde să le construiești apartamente. Și de atunci s-a renunțat la stilul ăsta de arhitectură și s-a ajuns la acesta, cu blocuri de până la 8 etaje. Și blocul acesta au până la 8 etaje. De ce? Pentru că, unul la mână, nu au lift. Și nu au lift pentru că legea spune că trebuie să construiești lift într-o clădire doar în momentul în care clădirea respectivă depășește 8 etaje. E, și acum începem să ajungem la partea interesantă. Haideți să vă arăt în principiu cam care sunt prețurile la real estate, da? Uitați, $5300 hongkonghezi de ăștia la 11 metri pătrați. Asta este o subdivided house unit. Iar aici sunt prețurile pentru un apartament întreg, 39 de metri pătrați, și costă undeva la aproape $2000. Eu o să vă pun aici pe ecran astfel încât să fie traducerea, ok? Asta este 17 metri pătrați, 9500, adică vreo $1200, frate. Wow! De asta 15 metri pătrați, undeva la $800. Pe lună, evident. Salariul mediu pe economie aici este undeva la vreo $2500. Dacă tu, de exemplu, vrei să-ți închiriezi un apartament singur, să spunem, tu poți să plătești suma asta. Doar că proprietarul e de ajuns de inteligent și ia de aici spațiul ăsta pe care îl vezi de 40 de metri și nu ți-l închiriază doar ție, îl închiriază de 4 ore aici. Ca să vedeți, și în loc să facă 14.000, opa, 15.000, face 5.300 înmulțit cu 4, face 20 și ceva de mii. Și pentru prețul la proprietăți, uitați aici, că asta este 46 de metri pătrați și costă, dacă vine să credeți, $5.5 milioane din ăștia, care înseamnă aproximativ €700.000, frate. Uitați aici, dacă vrei cu view, asta este deja la aproape $1 milion. Ziceam acum că, domne, și în Londra și în New York sunt prețuri mari, dar bă, uitați-vă cum arată asta. Deci asta e $1 milion, frate. $1 milion, sărăcia asta, la 47 de metri pătrați. Dă-o în paștele, măsii.
Acum am stat și am vorbit puțin despre situația de aici din Hong Kong și după protestele din 2019, gândiți-vă că peste 500.000 de oameni de aici au plecat, marea majoritate în Regatul Unit, pentru că după 1997, când britanici au plecat, oamenii din Hong Kong au acces la pașaport britanic. Mai tare este că prin prisma acelui pașaport britanic, în momentul în care se duc în Marea Britanie, dacă stau acolo 5 ani de zile, pot obține cetățenie. Ce s-a întâmplat? În momentul în care China s-a băgat puternic aici în Hong Kong, Statele Unite, Regatul Unit, Australia, so on and so forth, Canada, au început să dea drepturi oamenilor din Hong Kong care vor să plece de aici și care nu mai vor să trăiască aici, pentru că Hong Kong înainte era un loc extrem, extrem de liber și din câte înțeleg, acum lucrurile s-au schimbat foarte mult. De exemplu, dacă vrei să fii reporter în Hong Kong, e aproape imposibil, este o viză specială pe care trebuie să o faci o dată la 6 luni. Iar acum, dragi prieteni, o să avem ocazia să vedem cum se prezintă un apartament subdivided. Ghidul nostru a luat înainte. Așa. Ghidul nostru a luat înainte pentru că, cum v-am spus, nu vreau să apară și o să respect chestia asta, o să vă explic pendelete de ce. Yes. Deci așa ar arăta o casă, mamă, asta ar fi a subdivided unit, practic, cu bucătărie pe care puteți să o vedeți aici, are undeva la vreo 11 metri pătrați și uitați, puteți să vedeți cușca, wow! Este încă o baie. Asta este baia pentru femei și asta este baia pentru bărbați. Wow. Imposibil de pensat. Cage house. So, 1800 for the cage, yes, which is like $200. Deci asta ar fi $200 pe lună, ar fi cușca și 5600, tot asta ce vedeți voi aici, adică undeva la vreo $700. Ia uitați-vă aici, de exemplu, cum e totul căzut. We are on the second floor, no? Yeah. This is a masonry floor. This is not technically a official floor. Aha. Deci și aici, în caz că ați văzut, asta este unitatea cu numărul 6, iar aici sunt 9 unități. Tipul ăsta a luat și am împărțit toată asta în 9 unități. Wow. How many people would live in this? A family. Okay. It's the statistic just came out last 2 days ago. 222,000 people. 222,000 people live in places like this in Hong Kong. In Hong Kong. Out of how many? Out of 7.4 million. 7.4 million. Only 3%. Like 3% to 5%. 3% of this. Wow. Situation. Da, deci îmi povestea acum că există un threshold, există și public housing, chestii despre care nu știam, doar că trebuie să ai un income de sub 13.000 de dolari hongkonghez, care înseamnă undeva la vreo $1,500. Combinația este că dacă lucrezi, de exemplu, la Zara, câștigi undeva la vreo 2.000 și de aceea you are not able to qualify, adică nu câștigi prea mult. Combinația este că dacă sunt două persoane, de exemplu, unul care lucrează și câștigă 18.000 și soția care stă acasă, ei împreună fac sub 24.000 și dacă faci sub 24.000, îți permiți să stai în așa ceva. Deci îți permiți să primești ceva de la public housing. But public housing, is it like, does it look, is it bigger than this or does it look better? Public housing is more decent. It's better. And it might not have a lot of fancy stuff, but it's a regular place. Probably each person would have about 5 square meters at least space. So a family would have 20 square meters.
at least. Four people. Yeah, for four people. At least. At least. Yeah. So yeah. Okay. So there's a rules of that. So now currently it will be more like, for example, my mother brother. Okay, yeah. Okay. He lives in public housing for 40 years or almost 40 years. And then he is currently living in a, I think it's a 45 square meter for four person. So it's okay. Ah, so he lives, yeah, okay. It's okay, yeah. Yeah. So, but he, at the very beginning, when he's on the first public housing, he lives in about 25 square meter for four. 25. Yeah, and okay. no rooms. And now, so I assume that many people would like to be able to qualify for public housing. Yeah, I would love to, but you'd love to do that. Yeah, because it's cheap. I mean, uh-huh. Yeah, but of course, the government would not do that for everybody. But I tell you why they don't want to do it for everybody. Because like Singapore, they can do it for everybody, right? In Singapore, yeah. You know, 90% of the house are public. Public, yes, public, exactly, yeah. Exactly. So we are not like Singapore. There's a reason. Și întrebarea acum se pune, de ce nu se construiește mai mult public housing? Pentru că voi trebuie să înțelegeți că deși taxele sunt foarte, foarte, foarte mici aici, guvernul de unde câștigă bani? Din faptul că ține tot real estate-ul, îl ține la nivel privat, private. Și atunci, pentru că este private, vânzarea și comercializarea și tranzacțiile care se fac pe baza real estate-ului însumează aproximativ around 30%, you said, no? Around 30% of the whole GDP. 33% of the whole income. Deci, gândiți-vă că mai din toți banii care vin la stat, peste 33% sunt legali, sunt bani proveniți, sunt fonduri provenite din comercializare, tranzacții, construcții și așa mai departe. Și atunci vă dați seama că este în interesul guvernului să țină prețurile foarte sus. Și cum ții prețurile foarte sus? Dacă faci ca oferta să fie extrem, extrem de mică, știind că deja cererea este foarte mare. Deci, da, se putea face foarte simplu ca în Singapore, dacă știți, peste 90%, cum a zis și el, dintre real estate, dintre apartamentele de acolo, dintre clădirile de acolo, proprietățile de acolo sunt publice, aici nu, pentru că, repet, 33% din income-ul guvernului din Hong Kong vine pe baza tranzacțiilor bazate pe real estate and real estate related things. Fiți atenți acum, că mă bag și eu puțin în chestia asta. Deci ai un metru, frate, să dormi aici în asta. A, uite ce drăguț. Cum se numește asta, mă? Minion, nu? Bă, nu arată rău. Nu pot să spun că arată foarte rău. M-aș caza într-o seară pe așa ceva dacă ar fi Airbnb. Să mor eu. Deci chiar aș sta o seară aici. N-aș avea nicio mare problemă. I'm just renting my house for 1 month. That you can do. That would be okay. Yes. Okay. Perfect. Miren lo que es el bañito. Micro. Estoy parada justo en el inodoro. Și aici, după cum puteți vedea, sunt alte unități. Asta e să nu mă vadă băiatul când intru pe aici, că sunt convins că n-am voie și nu vreau să deranjez. Deci da, omul este frică să apară, pentru că știe că pot fi foarte multe repercusiuni asupra lui. Chestie care, repet, înainte de 2019, înainte de protestele din 2019, chestia asta nu exista, pentru că Hong Kong era un loc al libertății de exprimare, freedom of speech și toate chestiile de care cu toții ne bucurăm. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Și uite, ăștia sunt pereți construiți, frate. Mamă! Am oprit acum să mâncăm. Mi-a mor. Cheers con agua, agua hervida. Este bună, se bine. Ce este? Agua, nu? Se bine. Deci apă fierbinte, frate. Nu ca tu mi-au. Bă, n-am băut în viața mea apă fierbinte, să mor eu. Asta prima oară că se bine dacă mi-e dat agua fierbinte în restaurant. No, este una costumbre. Bună. Este pentru că există una clasă de yoga de antes. I-a dus acum omul să mâncăm undeva.
și ne-a spus că prețurile sunt mult mai mici după ora 2, pentru că până la ora 2 este lunch break-ul și sunt meniuri până la ora 2 și acesta este de după ora 2. Vedeți, de la ora 2 la ora 18 meniul este 65, adică undeva la vreo 8 dolari, ceva de genul ăsta. Mai este un alt meniu care este până la ora 14. Uitați aici cele două meniuri. Asta este meniul de la 11 și ce mi-am luat eu este 85. 85. 85, iar aici este 60. Deci diferența de 20 de din aia, 20 is how much? Like $3. No, 2 and a half. 2 dolari jumate diferența dacă vii și mănânci. So the difference between 1:50 and 2 p.m. for 10 minutes. Yeah. It tells you starting time. Yes. E pe la mizo, però non so con. Bigger rice. More rice. Ah, ok, ok, ok. Nice. Acum vrem să plătim, tot ce am mâncat aici costă undeva la vreo 30 de dolari și voiam să-i las banii, adică un fel de tip, nu un fel de tip, și băiatul mi-a zis, bă, nu, Hong Kong, la asemenea restaurante, nu lași tip niciodată. Și mi-a zis, bă, dacă tu zici așa, te ascult. Foarte, foarte interesant omul și chiar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău că nu pot să vorbesc cu el și să vă povestesc o grămadă de lucruri interesante, pentru că tot spune, bă, nu vorbi despre asta, bă, nu vorbi despre treaba asta. Mai ales că o să călătorim destul de mult pe aici, e bine să avem grijă. Deci am ajuns acum, în spatele meu este un bordel. Din păcate nu putem să intrăm, adică nu pot să filmez și de-aia a spus că, bă, n-am ce să caut să intru și mi-a spus, l-am întrebat dacă este legal sau ilegal și mi-a spus că, domne, ilegal este să vii aici pe o viză de turist, așa cum am venit, de exemplu, și să lucrezi, asta e problema. Practic, problema este că guvernul nu își aparte, dacă ești hongkonghez, dacă trăiești aici și ai rezidență și tu faci asta la tine în casă, nimeni n-are nicio problemă. Deci, da, atât timp cât dai peșcheșul, everybody's happy. Și acum am ajuns, dacă vreți, acolo este un S și un H, ăsta este Housing Society, iar acesta este unul dintre multiplele, dar nu îndeajuns de multele, cum le zice, clădiri care au fost construite de guvern pentru public housing. Vedeți că acolo Prosperity Court, dar pentru a putea pune mâna pe un apartament în acest loc, v-am spus mai devreme că trebuie să ai un income maxim de 12.000 de dolari hongkonghezi. Combinația este că, să spunem că tu ai acum banii ăștia, îți cumperi și poate să spunem că îți crește salariul, nu e niciun fel de problemă. Combinația este că în momentul în care vinzi, dacă vrei să vinzi, nu ai voie să vinzi cum vrei tu, trebuie să vinzi doar persoanelor care câștigă până în 12.000 de dolari hongkonghezi. Și de obicei prețurile într-un loc de genul ăsta sunt aproximativ 30% mai mici decât în sectorul privat. Yeah, yeah, of course. Exact acum am ajuns la o clinică, asta din stânga, nu prea am voie să filmez, că Methadone Clinic se numește și am aflat și eu ce înseamnă Methadone, habar n-aveam, frate, că Methadone, practic, că sunt și prost toate în dreapta mea, că Methadone e practic pentru oamenii care sunt însevrați și care vor să se lase de droguri, să bage până când corpul li se dezobișnuiește de nevoia asta de a avea droguri. Foarte interesant, nu știam, habar n-aveam. Asta pentru toți care zic că Backpacker Life a băgat droguri prin țările prin care a călătorit în ăștia aproape 9 ani. N-a băgat nimic niciodată, vă spun eu. Altă chestie interesantă pentru a demonstra cum se descurcă Hong Kong-ul cu oamenii străzi. Uitați-vă aici, de exemplu, sub acest pod erau foarte mulți oameni care dormeau aici, oameni ai străzii. E, în momentul în care acum 4 ani de zile s-a ridicat această clădire pe care ați să vă prezint, să o vedeți, clădirea asta mare, mare, mare de tot, rezidenții de aici s-au plâns că sunt prea mulți homeless. Așadar, guvernul a trimis oameni aici, s-au ridicat aceste garduri pe care le vedeți acum
Și în fiecare zi se face curățenie aici, doar că nu este neapărat curățenie pentru a curăța asta, dar pentru curățenie pentru a-i da afară pe oamenii străzi. Iar oamenii străzi, pentru că nu mai pot sta sub pod, podurile în general sunt locuri bune pentru că sunt mai ferite de ploaie, de toate nebunile, și atunci toți oamenii s-au mutat în parcul ăsta pe care o să, în care o să intrăm acum, și se numește Tung Chau Street Park. Și evident că la baza parcului ai toate clădirile astea mari, înalte, impozante, de peste 60 de etaje. Încă o chestie tipic hongkongheză: în momentul în care construiești o clădire din asta mare, guvernul te obligă ca la baza clădirii să faci și un spațiu din asta de joacă, de, nu știu, recreere, să vină aici copiii de la grădiniță și așa mai departe. Haideți-vă cât de frumos poate să fie. Și pe urmă, pe partea cealaltă străzii, din nou, ai o clădire în construcții, ai clădirile alea, vai mama lor, cu subdivided house units și cu, cum îi spunem, fațada asta din bambu. Deci asta doar în Hong Kong, că în altă parte nu o să mai vezi acest contrast. Suntem acum în Tsam Shui Po, o altă zonă cu un fel de târg, frate. Asta e Vitan 2.0. E ceva de măta, cu carne, cu toate nebuniile. Ia uitați, de exemplu, cum e intrarea asta. Mamă! Super spooky! Acum am ajuns într-o zonă foarte veche, care la fel este populată cu mult public housing, adică clădiri construite de guvern pentru oamenii cu mai puțin bani. Faza interesantă este că toată această zonă înainte era un mare slum, adică o mare favelă, doar că în 1953 a fost un foc, un incendiu, și guvernul a reconstruit totul aici de la zero. Iar în acest loc prețurile la, nu știu dacă se spun apartamente, camere, nu știu exact cum să le zic, sunt undeva cu până la 45% mai mici decât în restul orașului. Am intrat acum într-una dintre clădirile astea, evident că nu știm pe nimeni. Vrem să vedem exact cum se comportă. Ok, deci nu are etajul 9, are doar 10. Deci așa arată. Because to us, I don't have any feeling. When I was young, my uncle lived in this guy, so I always go like every month. So you're used to this, okay? So maybe from your perspective, then yeah, you can tell me is it good or not. Looks more like a prison. And then they build this one is for the air. For the air. Uitați aici, de exemplu, pentru aerisire. Ce tare! Da, nu, nici nu avem voie să fim aici, dar nu cred că zice nimeni nimic. Dar e așa foarte rece, frate, tot stilul mare, frate. Ia, mă, se vede cum una carcel, nu? Acabă de decir eso. Deci clădirile astea au undeva la 40 de ani. Uite, am ajuns exact la ultima. This is the last floor. Ia, hai să ne băgăm puțin. Dar să nu deranjăm, frate, că nu vreau să mă bag, să-i deranjez. Uitați-vă, tot sunt cu chestiile astea aici. Să-și blocheze, să keep things safe. Very similar to that area where the monster building is. Uitați, acolo era o
Deci aia este clădirea cu numărul 22 și de aici mergem și suntem în clădirea cu numărul 21. Construcția nu se făceau pe verticală, ci pe orizontală aici. Deci asta știți cât merge? Asta e cu zoom-ul 3x de la iPhone. Wow, it comes that way, man. Poate se pe ăsta aici afară cu saltea. So here, it should be much more cheaper to live with the rent. Very cheap. 2,000 or something. 2,000 for. 2,000 for a big one. For probably 40 square meters. 2,000. $2,000. Wow. Oh, we are on 22. No, wait. 2,000. Now it's 21. 21. This is 21. That's block 21. Ah, the block. Block because they are connected. So 2,000. Okay. Și acum, pentru că am intrat prin clădirea cu numărul 22, am zis, bă, haide să ieșim prin clădirea 21 ca să nu știe de la security, pentru că ne-au văzut că am intrat pe aici. Cine știe, pot să zic că, bă, ce dracu căutați? Ați venit la furat? La care e? Care e treaba voastră? Are the elevator? You may have a machine room because it's there. Okay. Vreau acum să vă arăt și hotelul în care stăm. Deci asta este o stradă principală, exact aproape de cum îi zice, Victoria Avenue ăla. Nu știu dacă se numește așa. Și uitați cum arată străduța asta către singurul hotel pe care l-am găsit și noi aici în zonă la sub $50 pe seară, pentru că tot în acest video mai târziu ne mutăm și pe Hong Kong Island. Astfel încât să puteți să vedeți diferențele. Mamă, deci asta e ce-mi place mie. Deci asta e ce mi-aduc eu aminte din Hong Kong și ce-mi place mie din Hong Kong. Asta. Și pe Valeria e acolo în față. Fericită. Și dintr-o dată ai ajuns din nou pe o altă stradă enormă. Este hotelul nostru, West Western Plus. Așa, și să vă arăt, să vedeți o cameră aici, frate, cum se prezintă. Hai să vedeți în primul rând liftul. Uitați aici, chiciu maxim, ești nebun. Aur. Nu urmărește asta cu aurul. Și camera noastră, 114, evident că miroase a țigară, frate, pentru că ăștia fumează peste tot. O secundă. Mamă, și nu mai merge asta. Nu. Este este nostru cuarto, nu? Sí. Yes. Nu merge cardul, nu știu de ce. Vamos. Deci nu înțeleg de ce. Nu merge. Pentru că e al doilea și ni l-au... Nu știu ce au făcut cu el. Acum mi-am dat seama că ne-am dus de etajul greșit, că sunt eu prost. I-am pus etajul 14, că noi stăm la etajul 12. No. Dose. Okay. Dose, yes. No, it's ok. Asta e. Am îmbătrânit. Hai să vedem. Stai, mă, 12-14, sper. N-am fost la același, mă. Am fost la 14 înainte, ia. Mamă, frumosa. Nu, frumosa el mismo, nu, e la mismo. Mamă, stai. Por eso, es 12. Estamos en el 12, mi amor. Sí, no, yo pensé que fue... Eu am crezut că am fost la 14, deci am venit de două ca proști. E peor cansanță, ah, oboseala, frate, ești nebun. Deci eu am crezut, am venit din nou la aceeași etaj. Să mor eu. Don't put the key card next to the handphone because it will kill the magnetics. Oh, okay, yeah, okay?
Da, deci cred că am pus eu cardul ăsta lângă cardul meu Revolut și de-aia cumva s-a demagnetizat, cred. Nu sunt convins. A treia oră. Hai să vedem. Haideți să vedeți hotelul nostru la $45 pe seară. Ăsta e al Valeriei, ăsta e al meu. Toate lucrurile întinse pe aici, evident. Avem o oglindă și băița. Da, e decent. View vi-l arăt de dimineață, pentru că acum pe seară nu se vede mare lucru. Bă, e ok, e ok. E o cameră curată, cu un internet foarte bun, cu o baie decentă, nu am de ce să mă plâng și suntem în zona super bună, adică suntem extrem, extrem de bine localizați și treaba asta este priceless.